Bună, fetelor! Cred că vă mirați un pic, dar m-am făcut blondă. Este o schimbare foarte drastică de la 3-4 culori care le-am avut în păr de-a lungul timpului. Ce am aici? Am ales să-mi vopsesc părul blond pentru a-mi face o singură nuanță în tot părul pentru vara aceasta. Vara deja a venit, momentan deja am mai bine de o săptămână. De când am vopsit blondă, rădăcinile încep să crească, dar măcar e culoarea mea naturală, asta este bine. Așa că să începem video. Așa cum ați văzut și în titlu, astăzi vă voi arăta ce mi-am comandat eu de la cei de la Beauty Bay. Să vă arăt așa. De la cei de la Beauty Bay. Am observat că pe site și am primit foarte multe mail-uri și pe Instagram peste tot au 40% reducere, un fir de păr, la anumite produse pe care eu personal nu mi le-aș fi cumpărat la preț întreg. Așa că am zis să-mi cumpăr. Nu mi-am cumpărat decât 3 chestii, am mai vrut să mai cumpăr, dar mai aștept. Aceasta este factura. Totul vine împachetat foarte bine, după cum puteți vedea. Aici sunt produsele. Aceasta este prima comandă pe care eu am plasat-o pe site-ul de la Beauty Bay. Ce să vă zic, comanda vine în 2-3 zile. Puteți să alegeți opțiunea de a o primi a doua zi, din câte știu. Are livrare și următoarea zi aici în UK. Am uitat specific, mă scuzați. Aici în UK. Puteți să alegeți anumite magazine unde să primiți coletul și să vă duceți să-l ridicați când aveți timp. Poate nu sunteți acasă, eu așa am făcut. Chiar dacă ieri am fost acasă, nu mă așteptam să vin așa repede. Comanda am plasat-o luni și vineri mi-a venit. Asta este, azi este sâmbătă. Mâine sper să postez acest video, dacă nu am timp azi să-l editez. Așa că zic să vă arăt, n-am decât 3 chestii, am o paletă și 2 rujuri. Deja ați observat aici ce am. Să vedem. În primul și în primul rând mi-am luat un ruj de la Jeffree Star, mi l-am luat pe Androgyny. Este acesta, este un ruj foarte, foarte drăguț. Nu are niciun miros, ia să vedem. Este o culoare foarte pigmentată și acesta este primul meu ruj de la Jeffree Star. Chiar și celelalte produse sunt primele mele produse de la cele firme. Pe urmă am un ruj de la Ofra. Da. Nuanța, să vedem ce nuanță, că nu mai țin minte. Știu că este ultima colaborare cu Niki Tutorial, dacă nu mă înșel. Să vedem. Dodge este foarte, foarte dificil. Este din Glow Baby Glow. Știu că au făcut 3 rujuri și 2 sau 3 iluminatoare. Eu mi-am luat doar rujul, l-am prins la o ofertă foarte bună. Deci, pe rujul de la Jeffree Star Velour Liquid Lipstick Androgyny am dat 11, aproape 12 lire. Pe rujul de la Ofra am dat 6 lire 60. Să vedem. Oh my god! Oh my god! De la această distanță rujurile seamănă, chiar dacă rujul de la Jeffree Star acesta este un pic mai închis, după cum puteți vedea. Sunt niște nuanțe pe care eu le-aș purta, sunt cu acel nuanță de roz, de mauve în ele și îmi plac foarte mult. Nu m-am uitat la mirosul, n-am simțit mirosul. Miros insesizabil. Și cea de-a trei, cel de-a treilea
produs este o paletă de la Juvia's Place, The Dutch, cred că îi spune. Și aceasta este împachetată foarte bine. Împachetată foarte, foarte bine. Paleta arată foarte, foarte drăguț. Păcat că nu are toate informațiile de pe cutie pe spatele paletei, pentru că ar fi fost de folos. În special termenul de valabilitate, pentru că eu nu o să țin această cutie, nu am de ce să țin cutia. Și să vedem cum arată înăuntru. Ups! Paleta arată cam așa. Sunt niște farduri foarte mari, după cum puteți vedea. Și foarte drăguțe. Nu știu ce să zic, este prima mea paletă de la Juvia's. Da, și această paletă am luat-o la 16 lire. Au fost niște reduceri foarte mari de care am zis să profit. Nu vă dați seama acest monstruleț pe care, care anunță o vreme foarte drăguță. Ia să vedem cât de pigmentat. Vom checa. Paf! Wow! Crepe. Și custard. Sunt foarte, foarte pigmentate. Ia să vedem și macarons. Wow, 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 wow. Și macarons este foarte, foarte pigmentată. Deci nu-mi pare deloc rău că am dat 16 lire pe această paletă. Este superbă și eu cred că voi folosi foarte mult această vară. În special în evenimentele pe care urmează să le am. Așa că o bucur foarte mult. Păcat că nu are oglindă. Mi-ar fi plăcut să aibă și oglindă, pentru că și că este albă. De obicei paletele acestea albe se murdăresc foarte repede, dar asta este. Ce putem face? Asta este. Dar am și eu o paletă de la Juvia's Place. Așa că mă bucur foarte, foarte mult. Scurt video, îmi pare rău scurt. Nu am comandat decât 3 produse de la cei de la Beauty Bay. Posibil în următoarele lor perioade în care mai fac acest felul de reduceri mari, o să mai cumpăr, dar aceste 3 produse mi le-am cumpărat de data asta. Așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de thumbs up, de subscribe, să-mi spuneți în comentarii dacă ați cumpărat și voi ceva de pe Beauty Bay acum la reducere și ne vedem data viitoare! Bye!